perioadă neagră și la club și la echipa națională. Da, asta e viața de sportiv, mai ai și perioade dintre acestea, ce să facem? Trebuie să mergem mai departe, capul sus, nu? Te așteptai vreodată ca o forță campionatului Reșița să aibă probleme financiare așa de mari? Asta vară când m-am dus la ei, nu ne așteptam la așa ceva, adică cel puțin am avut promisiunile că vom face performanță. Din păcate, deocamdată trebuie nu să așa în regulă, mai ales de când a fost arestat patronul nostru. Mai vedem ce se va întâmpla. Noi ne-am depus memoriile, pe 7 așteptăm un răspuns. Dacă nu ne-au virat banii sau măcar o parte din bani, vom fi declarați liberi. După aceea vom vedea unde ne duce. Deocamdată am zis să nu discut cu nimeni că nu-i fair play. Vedem după ce voi ști exact. Aceste probleme financiare au cât de cât legătură și cu situația la modul general a handbalului românesc? Păi nu vedeți că handbalul masculin românesc deocamdată e traversat de criza aceasta economică, să spun așa, care pe toată lumea a afectat, dar nu știu ce să zic. Nu e numai asta problema, e și, bineînțeles, e și problema banilor, dar cu siguranță sunt și alte lucruri. Nu ți-o experiență tristă la campionatul mondial față de cea precedentă? Da, vă dați seama, a fost o experiență nu foarte bună pentru noi. Din păcate, toată lumea a pus tirul pe noi, nu s-au bucurat că ne-am calificat, deși nimeni nu ne dădea o șansă asta vară cu Rusia, și nu s-au bucurat că am fost acolo, pentru că, până la urmă, să fim la un campionat mondial două ediții la rând după 14 ani de zile, pentru România, în condițiile actuale, cât de cât e o performanță. Eu zic că se putea mai mult, se putea mai bine, n-am avut nici noroc, poate n-am pregătit nici cum trebuia meciul cu Algeria și asta e, așa a fost să fie. Nu, deocamdată n-avem ce să facem, mergem mai departe, trebuie să muncim, să fim încrezători. Acum ce faci, la o mișcare cu băieții de la Telegea? Sunt într-o mini-vacanță, să zic așa, 2-3 zile și am să fac o mișcare și cu foștii colegi. Domnul Sângă spunea de abilitatea psihică a jucătorului, faptul că vine pregătit de la echipa de club. Te-ai simțit în postura asta sau? Acum nu știu ce să zic cu pregătirea fizică. La club, dacă vii acum, mă duc la club, o să zic că-s nepregătit de la loc. Dacă mă duc la loc, o să zic că-s nepregătit de la club. Acum nu știu ce să mai cred. Fiecare, na. Nu știu, nu știu, așa a considerat. La bil psihic, să zic așa, suntem toți românii, nu? Pentru că cam tot la meciuri importante tot am mai clacat și astea. Cum am mai declarat și alții foști mari sportivi ai noștri, zic că avem puterea să batem orice echipă din lume, dar la fel de bine putem să luăm bătaie și de la o echipă mai slab cotată. Asta e, eu cred că e o chestie care se moștenește și de la junior, să zic așa, pentru că de jos pleacă tot, părerea mea. Schimbarea radicală a conducerii federației? Nu știu ce să zic, nu sunt eu în măsură să vorbesc astfel de lucruri. Sunt alții care analizează și care vor trage concluzii. Eu deocamdată sunt jucător, când voi fi antrenor sau în staful federației sau federal, atunci mă voi da cu părere. Da, vă dați seama că nu sunt în măsură să spun eu ce este bine și ce este rău. Despre băieții de la Telegea, am observat, au făcut o figură frumoasă, ne așteptam, mai ales în condițiile în care toată lumea știe, fac mai mult de plăcere, pentru că plătiți nu i-a ajutat nimeni. Cu ocazia asta, eu zic că au dat o palmă autorităților locale, care ar trebui să implice mai mult în sportul de echipă în Prahovean, pentru că eu zic că cât de cât am avut performanțe. Că a fost Ustel, că a fost Teleajul mai vechi, că a fost echipa de fete Dorobanțu, care acum s-a desfințat și acum e CSM București. Eu zic că cât de cât sportul Prahovean a făcut performanțe, sportul de echipă Prahovean. Și eu zic că e păcat să trecem cu vedere acest lucru. Nu știu, nu se știe nimic. Totul e posibil, vă dați seama. Da, pe asta zic. Fără bani au făcut cât de cât o performanță, vă dați seama. Pentru fără bani să te bați la promovare, să promovezi în Liga Națională, e o performanță, să zic așa. Dacă vor intra la anul, fără susținere financiară, va fi foarte greu. Eu le-am spus și sunt sigur că sunt conștienți de chestia asta și ei și încearcă să facă tot ce e mai bun. Dar până la urmă se bat pentru ei și pentru o viață mai bună, să zic, pentru un contract mai bun pentru fiecare. Fără.
cer. Treci!